Tocmai am introdus strugurii de la Via Rusească în săculeți. Ei au început să se albăstrească pe aici, pe acolo. În fiecare săculeț este câte un strugure sau poate chiar doi. Nu am numărat exact, dar sunt binișor peste 100 de săculeți, deci binișor peste 100 de struguri de diverse dimensiuni. Eu folosesc acești săculeți pentru că altfel viespile care există din belșug în zona noastră, iar înțepa și efectiv nu ne-ar mai lăsa nimic din strugure, când încep să înțepe, îi termină, îi devastează. Nu se opresc la o bobiță, două, ci termină tot fructul. Și apoi vin și păsările și alți dăunători, gen ratonii. Ratonii preferă în prima fază strugurii verzi, dar apoi trec și la cei albaștri sau negri. Protejați-vă așadar strugurii cu acest săculeț de organța, sunt foarte eficienți. Mult succes!